coming. Mania mea, ca de la față soț în cameră. Luptă și dă-i, și dă-i, și luptă. Și tocmai eu acum să rămâi pe din afară, fără colinți, nu se putea. Societate. Nu mai e moral, nu mai sunt principiul, nu mai e nimic. Interesul se ia, interes. Iubește nara, dar ne urăște de voi, salutare! Ce mijloace le-a spus nemuritorul? Gambeta? Ceva să zică? De ce este un plebicit? Din ce este plebicit? Violare de domiciliu, dă-o în plațile. Și l-au și un plat. La vorba eu alegător, eu aprofitar, eu pentru ce votez? Numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitreg, care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir. Eu vampir, ai? Caragios. Curat, caragios! Pardon să iertați, coane, fănică, că întreb... Vampir! Ce-i aia, vampir? Unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului. Dumneata suc sângele poporului? Michel. Curat, Michel. Murdar. Curat, Michel. Ei, nu se alege. Nu se alege? Cu toată descărimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba să-mi raze mie mustățile. Și mie! Da, în sfârșit, lasă-o asta, lasă-l să urle ca un câine. Spărat ca un câine. Începuse și să-mi spui istoria de seară. Cum vă spuneam, cu aia fănică, seara a țipit semințelul, vă masă precum e nici amasă. Dar cum am vrea să știți că vietul polițai n-are și el timp de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare ca tot creștinul. Firește. Și la mine, coane fănică, să trăiți greu, greu de tot. Păi, ce să zici? Familie mare, renumerație mică, după buget, coane fănică. În careva să le zice, mai roagă-te-și tu de domnul prefectul să mai mărească leapa, că te prăpădești de tot. Nu o copii, coane fănică, să trăi bine. Numai puțin. Statul n-are idee de ce face omul acasă. Ne cere numai datorie, dar de 9 copii și 80 de lei pe lună, familie mare. O renumerație mică, după buget, coane fănică. Nu e vorba, după buget e mică, așa e, decât tu nu ești băiat prost. O mai cârpești de aici, de acolo, dacă nu curge pică. Lasă că știm noi. Știți cum să nu știți programele, lasă să nu știți coane, fănică, trebuie. Și nu-mi pare rău dacă știți să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință... De credință, coane, fănică, trebuie. Nu mă uit dacă se folosește și el cu o para a două, mai ales un om cu familie grea. Nu, suflete, coane, fănică, și renumerație... După buget? Mica, să rămână afară, fănică. Lasă ghiță cu steagurile, dar altă este și bine. Ai tras frumos și el condeiul. Curat condeiul? Adică de acum condeiul? Păi, conducerea domnului s-a plătit la comisie pe 44 de steaguri. Da. S-a pus 44 de steaguri? S-a pus, coane, fănică, s-a pus.
Poate unul, două, să le fi mai vândut, așa pus. 44? 44 în calcule. Păi nu umblă acum ofturi, ghiță, păi nu m-a plimbat eu la luminați în grăsură până Nea Zaharia și cu Zoe în tot orașul. Tocmai ea, cum e glumeață, zice, ia să-i numărăm steagurile lui ghiță. Îmi pare rău. Tocmai Horangentica, tocmai noi care trebuie să ne așteptăm o protecție din partea dumneavoastră. Da, păi, am zis-o cu răutate, a zis-o în glumă, ce nu știe, și Nena Zaharia, și ea, că ești omul nostru. O, dumneavoastră, cum e părinte, după aici, Horangentica. Și-a Zaharia. Și la dumneavoastră, Horangentica, și e 44. Vreo 14-15. Păi să le numărăm coli, adică să le numărăm. E, lasă-i. Păi ce să? Lasă-i. E, nu, de ce? Ia să le numărăm. Ne. Două la prefectură. Da. Două pe piața 11 februarie. 4. Două la primărie. 6. Unul la școala de băieți. 7. Unul la școala de fete. 8. Unul la spital. 9. Două la cantidare la Sfântul Nicolae? Două la prefectură. Nu, no, le-ai mai numărat pe ale de la prefectură. Nu, pune, părinte, să ieși. Două la primărie 18, 4 la școală, 24. Două la cantidare la Nicolae, 34, 36. Le-ai mai numărat odată pe toate astea și adun rău? Doamne, părinte, pune, părinte, 44 în cap. 40 și poate vând. Cine știe? Ghițea. Apoi nu mă orbi de la obraz, așa. Familie mare, renumerație mică, după buget, cuantă. Ia să lăsăm steagurile. Vreau să le lăsăm gără. Spune-o dată istoria de aseară, că mă grăbesc. O, că bine zice, să ne fie, că seara ziua acasă, îmi buc ceva și mă dau așa pe față, să asistez numai un minuțel, că eram prăpătit de ostenit de la foc. Nevastă mea zice, pardonă, vezi, 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 eu nu, la datorie, zi și noapte la datorie. Așa că mă scol cam pe la 12, 12, dar parcă mă dezbrac de mobil, scot tipiul, mă îmbrac tipinește și plec, la datorie, cu anterioare. Până să plec, se făcuse vreo 1 după 12. O iau prin curtea primării, să apuc pe maidanță, să ies la bariera Unirii. Când dă... No. Când dau să trec Maidanul, văd lumină la ferestele din dos, că numai domnul Maica Sarencu și ferestele vrește. Ulușile înalte. Dacă te ții pe uluși, poți intra pe tereastră în casă. Eu cu gândul la datorie, ce-mi dă în gând de tine, zic, ia să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că mă strică. Și binișor, ca o pisică, mă ții pe uluși, mai pus să spune. Auzeam și vedeam cum vă auzi și m-au zis coane, pentru că știți așa, ca la teatru. E, ce? Jucați răstos. Cine era? Ne, cine să fie? Ionescu, Popescu. Popa Pripici și Popa și Popa și domnul Tăchită și Petru și Zapisescu, toată gașca în păr. Jocul era pe isprăvite și fumăraie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petru și el așa de vorbă. Și ca să avem cum înjura, hai? Grozav, coane. Păi nică pe guvern și pe dumneavoastră și-și numărau voturile. Menci, dăscălimea, Popa și Moflujii. Curat, Moflujii. Lasă că le dau eu voturi. Lasă că le dăm noi voturi. Da. Să vedeți, coane Fănică, ce s-a întâmplat. Din vorbă în vorbă, ca să avem cum zice, mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampir. Pardon și acolo tot. Vampir, vă zicea. Aceea! Pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și cum l-am mai dat așa, avem pe toți. Ia, ascultați scrisorița. Și scoate o scrisorică din portofel. Diavolul de popă n-are de lucru, să scoală repede la greu și să mă îngroc pe fel meu înainte, stai în o citi, stai să o ascult și eu numai să mai prind țigara. Școala să nică să scoală de la joc. Prinde țigara, trage din țigara și vine să arunce chibritul aprins pe vereastră drept în ochii mei. Mă dau înapoi al unui după unul și că te mai dam. Peste un dobito care pe semne trecea ori... ședea lângă uluci. Dobitocul începe să strige. Cum am crezut, m-am ridicat de grabă, am intrat în curtea primie, în primărie și am luat-o pe lângă tuși. M-am mai întors eu, dar închiseseră ferestrele și trăseseră perderele.
Cine să fie? Cristus! Ce scrisoare! Nu pricep. Ghiță, eu trebuie să mă duc la dejun să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștepte. Ei nu dejunează fără mine, iar nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoe nerăbdătoare. Ce mi-a donat, spune, Fănică? Să-mi afli ce scrisoare e aia și despre cine e vorba. Ascultă, Fănică. Dacă s-ar putea să pune mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teabă de intrigile proaste ale lui Catalecu, dar n-ar strica să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să-l lucrăm pe onorabil. Curasă-l, Gregoare, Fănică! Stai un minut până să-mi schimb haina, ieșim împreună, mai am să spui ceva. Stau, care, Fănică! Grea misie. Misie de poliție. Domnul Fănică, școala joetică, mai stau să numere steagurile. Tot vorba bietine veste mi zice, ghiță, ghiță, pupă lâmbo și papă-i tot. Căsătulul nu crede la alt plământ, zic, cura. De pildă că nu Fănică. Moșia, moșie. Poncția. Poncție. Coana Joetica. Coana Joetica. Trai neneacă cu banii lui Trahanaci. Babachi. Dar de unde? Familie mare, renumerație pe buget mică. Și corupță societate. Nu mai e moral, nu mai sunt principiul, nu mai e nimic. Interesul, șer, interesul. Bine zice fiul meu de la facultate al altării în scrisoare. Vezi, tânăr, tânăr, dar copt, serios băiat. Zice, tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție, societate fără principiul, va să zică că nu are. Auzi, dumneata mișelie, e familie. Aici era Ghiță. Aici se va apreta. Fănică a ieșit? Ba nu, corect. Vine numai decât. Momental e iată conul Fănică. Fănică Zaharia. Cum a ieșit înainte de dejun, ce e? E comedie, mare comedie, Fănică. Stai să spui. Mă aveți ceva să mă dorați? Nu, e lung ce-i să-mi spui, Nică Zaharia, ce nu mi-o pot spune la dejun? Aici e puțin tică răbdare, nu trebuie să știe Joițica. Atunci treci, Ghiță, pe la Nică Zaharia de acasă și lasă-i vorbă cu anii Joițichii. Nu-i așa, Nică Zaharia? Da, da. Să fie așa de bună, să nu se supere dacă mă întârzia puțin de la dejun. Avem ceva politică de vorbit între bărbați. Ascult, care băincă. Fănică. Hei, unde te duci? Olivia s-a lucit! Păi de ce nu ești prin față? Ha? Da, prin față! Fănică, Zahariu, ce e? Ia spune, te văd că am schimbat. Hai, puțin zic că răbdare să vezi. Azi dimineața pe la 8:30 intră feciorul la mine în odaie. Nici nu-mi băuse în cafea. Îmi dă un răvășel și îmi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răvășel? De la cine? De la onorabilul domnul Daie Catavencu.
De la Cața Benco? Stai să vezi. Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Electoral, al Comitetului Agricol și altor comitete și comisii locul. Venerabile domn, în interesul onoarei dumneavoastră de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi, între orele 9 jum și 10 ame, pe la biroul ziarului Răcnetul Carpaților și sediul Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. A dumneavoastră devotat Cațavencu, director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților, prezident fundator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română. Ce document? Hai, nu ce zică răbdare, să vezi. M-am gândit să nu mă duc, să nu mă duc. Ia, numai din curiozitate să mă duc să văd ce moft o mai fi să fac. Mă îmbrac de grabă, fădică, și mă duc. La Cațavencu? Stai să vezi, la Cațavencu. Cum intru, se scoală cu respect, mă poftește în hotel, venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la capul județului nostru și, în sfârșit, o sumă de delicatețe. Eu, serios, zic, stimabile, m-ai chemat să-mi arăți un document? Arată documentul. Zice, mi-e teamă, zice, să nu fie o lovitură prea dureroasă pentru dumneata și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte. Dumneata, un bărbat așa de și așa de și... Iar delicatețul. Zic, ia! Stimabile, ai puțitică răbdare documentul. El, ia, cad de damere. Să vezi unde vrea să mă aducă viselul. Gata, Zoițica, să nu care cumva să-i spui, să nu care cumva să afli cum e ea simțitoare. Și a cutezat mizerabilul. Stai să vezi? Că de damele nu înțeleg întotdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului și respectul ce care va să zică trebuie să-l poată și cum să ce să o mai lucrez degeaba. După ce îi pui piciorul în prac și îi spun, ai puțitică răbdare, stai mai ales, documentul. Vede vișelul că n-are încotro și scoate o scrisorică. Ghici a cui și către cine? A cui? A cui nică, Dariu? Stai să vezi! A ta către nevastă mea, către Zoițica. Scrisoare de amor în toată regulă. Hai! Ce zici dumneata de asta? Nu se poate. Am citit-o de 10 ori, poate. O știu pe din afară. Ascultă! Scumpa mea, Zoie, venerabilul, adică eu, pleacă de seara la întrudire, întrudire la altă iertare. Eu, adică tu, trebuie să rămân acasă pentru că aștept de peste la București, la care trebuie să răspuns pe dată. Poate să mă cheme chiar ministru la telegram. Nu, m-a așteptat prin urmare și vină tu, adică nevastă mea, Zoițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de 1000 de ori, Fănică. Nu se poate. Am să rup oasele mizerabilului. Nu se poate. Dar direct că nu se poate. Dar ce-ai fi închipuit o asemenea bijelie? Bine, frate, eu înțeleg. Plastografie până unde se poate. Dar până aici nu înțeleg. Ei, Fănică, dar să vezi imitații de scrisoare să zici și tu că e a ta. Dar știi să jur, să jur de altceva, închipuiește-ți plastografie. Uite-te la el cum se turlă. Lasă, omule, zi, Michel, și pace ce te-a prins așa, așa e lumea. N-ai ce-i face. N-avem să schimbăm noi.
Dar cine își poate închipuie până unde poate să meargă mișeria omului? Mizerabil. Da, da, da. Știi, la ce a ajuns? A spus că dacă nu eu dau eu importanță lucrurile, o să-i dea publicul. Pentru că scrisoarea o să se publice duminică la gazetă și o să fie pusă în cercerea ca să vadă oricine au poftit. Îl împușc. Îi dau foc. Trebuie să mi-l aduc aici neapărat viu ori mort cu scrisoarea. Dită! Dită! Să fie comisarul! E iute. N-are cumpăr. Arminte, deștept băiat, cu carte, dar iute, nu face pentru un prefect. Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțintică diplomație. Aș stâmpără-te odată omul și lasă mofturile. Avem lucruri mai serioase de discutat. De seară e întrunirea, s-a hotărât. Punem candidatura lui Parfide, ce faci? De seară am aflat că descălimea cu Cațavencu și cu toți ai lui vor să facă scandal. Trebuie să-i spunem Lughiță să îngrijească. Mișelul de Cațavencu o să ia de seară cuvântul ca să ne combată. Nu te teme, că Zaharie, de seară domnul Cațavencu nu are să fie la îndrunire, are să fie în altă parte, la păstrare. Haide, mergem la dejun? Nu, mulțumim, Nică Zaharie, eu nu pot. Du-te dumneata singur, să rătări de mine cu anejoițichii. Da, la prânz, desigur. De seară eu mă duc la întrunire, trebuie să rămâi cu Zoițica, e urât singur. După întrunire avem preferanță. Da, 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 Nică. La revedere, fă-te. La revedere. Și nu te mai turbura, omule, pentru fitei. Ce mișelie. Nu vezi cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțințică răbdare. Ce să fac? Ce să fac? Și nu mai vine Dita. Fănică! Zoe! Zoe! Știi? Știu! Sunt nenorocită, Fănică, știu! Am fost dincolo, m-au dăit, am intrat în scrisica din lot. Am venit numai decât după Zaharia, dar n-am avut curaj să dau cu el, măcar că nu crede. Am auzit tot. Sunt nenorocită, Fănică. Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo, i-am spus tot. Numai el ne mai poate scăpa. Dar de unde a plecat? Eu știu numai decât după Zaharia. Stimabilă doamnă, la redacția noastră se află un document iscărit de amabilul nostru prefect și adresat dumneavoastră. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoiți dar a trece îndată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum? Cum? Când ai pierdut biletul, Zoe? Nu știu. Alaltăieri seară când am plecat de la tine, l-aveam. Când am ajuns acasă, nu mai știu dacă mai aveam. Poate am scos Batista pe drum și a căzut scrisoarea, l-aveam tot într-un busunar. Ce nenorocire! M-am dus la Cațavencu. De la el veneam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Aminteri, publică scrisoarea apoi mine. Nu, lupta este disperată. Vrea să ne omoare, trebuie să-l omorăm. Și nu mai vine Ghiță. Pe Ghiță l-am trimis-o la Cațavencu să-i cumpere scrisoarea cu orice preț. Cum credeți că Ghiță este acum acolo? El trebuie să fie, dar... Repede, scuze, de grabă, rei! Poate să nu fie tocmai așa. Poate că este o manoperă.
cu manoperă grosolană ca să intimideze pe câțiva nehotăriți. Venerabilul domn Trahanache l-a văzut intrând la Casabencu astăzi pe la 10 când mă duceam în târg. Eu am n-am să întâlnesc pe cineva la 10 fix mă duc în târg. Ei? Pe respectabila madame Trahanache am văzut-o ieșind de la Casabencu tot astăzi pe la 11 când mă întorceam din târg. Eu am n-am clienți acasă, la 11 fix mă întorc din târg. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? La 11 fix. Nu, frate, nu înțeleg taramerile astea. O poziție, gupă, nu, bă. Tu ai văzut pe Trahala? Cum tăi? Urmă pe madame Trahala. Și eu, din aura, am văzut pe polițaiul, pe ghiță, intrând la Casabencu. Să fie trădare la mijloc? Eu merg și mai departe și zic, trădare să fie dacă o cer interesele partidului, dar să o știm și noi. Prefectul trebuie să le dea cheia comediei. Iată-te-l. E galben. Salutare, salutare. Ce roșu s-a făcut. Salutare. Salutare, salutare, onorabile. Nu, 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 mulțumim, stimabile, dar noi ne cam grăbim. Sunt 12 trebuie. Și eu n-am înfățișare, la 12 cu de fix mă duc la tribunal. Uite de ce vorba, stimabile, dar fiți scurt. Adică dăm voie să fim expliciți. Mie îmi place să pun punctele pe U. Se aude. Se aude cum că partidul nostru dă ajutor la colegiul 2 Luca Tavei. Care partid? Care Casabencu? Cum care partid? Adică partidul nostru! Madame Trahanache, dumneata, Nelea Zaharia, noi și ai noștri, să duce pe brațe pe domnul Casabencu? Și cine spune asta? Nu râde, stimabile, nu râde! A început să se vorbească. Și de ce să zicem, lumea are pentru ce să intre la bănuiele. Domnul Trahanache la vizită la domnul Casabencu. Madame Trahanache la vizită la domnul Casabencu. Domnul Ghiță polițaiul la vizită la domnul Casabencu. De unde și până unde? Noi ce să spunem, ne temem de... Ce spune lumea? Ei, ce spune lumea? Vrei să vorbesc curat și deslușit, stimabile? Ne temem de trădare! Na! Amice... Domnule Farfuride, nu ți se pare dumitale că te faci mai catolic decât papa? Da, când e vorba de principuri, stimabile, da, mă fac, adică nu, nu mă fac, sunt. Când e vorba de asta, sunt mai catolic decât papa. Domnilor, nu primesc acasă la mine astfel de observații pe care dați-mi voie să mă spui, le consider ca niște insulte. Să nu ne iuțim, stimabile. Cum să nu mă iuțesc, onorabile? Dumneavoastră veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădător? E, asta eu nu pot să vă permit. Mă rog, iată ce se partea cu frizuri din partea domnului Casabencu e tipărit, stimabile. Tipărit? Da, tipărit de mort. Dăm ca pozitivă știrea, cum că desigur candidatura amicului nostru politic, domnul Casabencu, prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de orice loviri din partea administrației. Din contra, avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul și venerabilul domn Trahanache, prezidentul comitetului electoral, cât și jurele. Și onorabilul nostru prefect ar fi convins în fine că în împrejurările pe care trece țara, județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bărbat independent ca amicul nostru domn Casabencu. Domnul Casabencu va lua cuvântul la întrunirea de diseară comitetul grupului independent. Auzi? Nu mai e nicio clipă de pierdut. Domnilor, îmi pare rău, dar niște treburi foarte importante mă cheamă numai decât la telegraf. Mă iertați, dar... Așa, scurtine. Adică cum am zice, poftiți pe ușa afară. Bine? Haide-mi la Trahanache, aici am aflat tot. În Zovenescule, mi-e frică de trădare, câte ceasuri sunt? 5. Cât? 12 trecute. Păi la 12 trecute fix. Ne ducem, ne ducem, stimabile, nu voim să facem deranj. Ne ducem, dar gândește-te, stimabile, că suntem membrii același partid. Cum ziceam adineaure amicului Brăzovărescu, trădare să vedea cu ce interesele partidului, dar să o știm și noi. De aceea o totdeauna repeda cu străbunii noștri, cu Mihai Bravo și cu Ștefan cel Mare, iubesc trădarea, dar vă urăsc pătrădători! Salutare! 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 Salutare!
auzit, Fănică? Ai auzit? Și Ghiță nu mai vine. Fănică ne amenință nenorocire grozavă. Asta e Ghiță, el trebuie să fie. Sluga! Cine e asta? Ce poftești dumneata? Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cochio, ce trebuie să spui, Cochio, vorba e... Sunt alegător. E turmentat. Da, dracu, sălea, nu e nimeni afară. Lasă să-mi intre aici toți nebunii, toți bețivii. Ia de aici. Nu sunt turmenta, care joițică. Lasă că ne cunoaște, ne-o cunoaște Corzaria de la 11 februarie. Nu e vorba să la domnule Casamencu, e din societate care mă zică. Dar vorba e, eu alegător, eu apropitar. Eu pentru cine votez? Da, vrei. Fănică, scoate-le nici. Ia, haide, cetățeni, haide, du-te și lasă-ne. Scaldate, mai vorbim noi. Da, ce să vorbim o altdată. A, cu ce treaba avem? Nu vă uitați la mine că sunt așa de... Am făcut atât de oare de tot. Să vedeți dumneatele cu ademini la băutură, că a fost lată de tot. Hai, om, e bun și înțeleg. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? A dumitare către Coana Joințică, am găsit-o alaltă erșară pe drum, că mă întorceam de la întrunire, văd și de alaltă erșară și până azi dimineață s-o ții tot într-un chem. Nu mă zgudui, camețesc. Lasă-te, lasă-te. Lăsați-mă să vezi. Când am găsit-o de curiozitate, am deschis-o și m-am dus într-un felinar ca să citesc. Ei n-a bucat să îi spuneți bine și ați pe la spate, doamna în casa Mencu, dă să-mi ia ea. Și ți-a luat-o. Am băgat-o în buzunar, zice doamna, zi, așa e, faci parte din societatea noastră și primești scrisoare la prefectul, cetățene, bravo, zi, aș la prefectul, zice, am cunoscut sloba, ea arată, doamne, mă zice, bacă te o bacă, nu ți-o dau, din vorbă în vorbă, tura bura, ne-am bătut pe la țic. Una, două, trei vorbă, dă-i cu mine. A făcut cinste, domnule, l-am băut, aoleu, l-am băut. Dar scrisoarea! Unde e scrisoarea? Nu striga, camețe. O am la mine scrisoare. Cu sarpușoare? Da, o am la mine, domnule, zicea că îmi dă 10 polpuri. Am zis, trebuie să-i mai vie parale. Și la mandele, aprofitar, alegător. Dar vorba mea, pentru cine votez, am pierdut-o. S-a furat-o ca ta vincu. Adică, domnule, să prea faci ca și dormit, o zine, vezi ne-a dat de-i cu bine, de-i cu mine, de-i cu mine, de-i cu mine. Miserabile! Nu, Cozaria, nu mă nebuni, camețesc! Ia-l repede pe nenorocitul ăsta! Nu, ori o mie de poluri de putăție. Trebuie să punem mâna pe el. Du-te, Ghiță, ia jandarm, viu ori mort, mi-l aduci la poliție, acum, într-un moment! Fănică! Du-te! Ascult! L-a prins cu altă mai facă de... Ghiță! Aflați? Da, știe tot. Bine, omule, nu ți-a spus să nu-i știi. Spui oștea mea câte de simțitoare. Ia că vezi? Ghiță, ia-te un pahar cu apă. Da. Ce-a spus că l-am prins pe onorabil cu alta mai boacănă? Care onorabil? Hai puțin zică răbdare. Ca ce-a venit cu de? Cu care alta? Cu altă plastografie. Ha, ce plastograf? Cu la plastograf. No.
69 cu roșu, bun! 11! 11 cu albastru ai lor! 12! 11! Cu ea n-a cât și ribeană! Păi nu mai are drept de vot în gând și-a măritat fata! Nu i-a dat casele de destre, i-a dat casele de destre! Dacă votează, merge la pușcărie onorabil! Ai puțințică răbdare! Dar dacă îl putem aduce să voteze cu noi? Altă vorbă, să voteze cu noi e ușor! Are procesul cu Epitropia Bisericii săptămâna viitoare! 12! Da, să voteze cu noi, adică cum să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi? Adică să voteze cu noi. Păi nu pricep neică, Zahariu, vorba noastră. Adică noi, partidul nostru, pentru cine lucrăm noi? Pentru cine votăm noi? Noi încă nu știm. Mă rog, aveți puțințică răbdare. Nu știm. Mă rog, aveți puțințică răbdare. Ba, eu merg și mai departe și zic cum ziceam lui amicul meu Brânzovenescu, mă tem de trădare. Cum de trădare? De-aia noi astăzi când am mirosit ceva, cumva. Ceva, cumva? Ceva, cumva? Adică dacă e ceva la mijloc? Ceva la mijloc? Ceva la mijloc. Da, așa, dacă e trădare, adică dacă o ceri interesele partidului, fie! Dar cel puțin s-o știm și noi! Pentru că am zis-o cu străbunii noștri, cu Mircea cel bătrân și cu Vlad Țepeșnică Zahariu. Îmi place trădarea, dar... Mă rog, aveți puțin... Ce răbdare, Nică Zahariu, ce răbdare! Nu mai e vreme de așa lucru, astăzi seara intru nimeni... Mâine începe alegerea? Da. Eh, pentru cine votăm? Pentru cine votăm? Mă rog, aveți puțin zică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum? Nu înțeleg. Nici eu. Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțin. Da, să ne tălmăcim, asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonți de pe uliță? Nu. Zavragii? Nu. Căuzași? Nu. Dumneavoastră, adică noi, suntem cetățeni, domnule, suntem onorabili, mai ales noi cei suntem stâlpii puterii, proprietari, membri ai comitetului permanent, ai comitetului electoral, ai comitetului... școlar, ai comitetului pentru... pentru statua lui Traian, ai comitetului agricol și etc. Noi votăm pentru candidatul pe care îl pune pe tapet partidul întreg. Pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru. Așa, așa, așa e, da. Ce, ce? Numele candidatul. Poate să fie al meu, al dumii tale, unul al domniei sale. Da, da. După cum o ceară interesele partidului. Da, da, era. Din moment în moment, așteptăm să știm. Prefectul trebuie să vii. Nu așteptăm să vie de la telegraf, nu? Nu bate telegraful. Bate, ce treabă altă are? Poate acum că noi vorbim, poate să fi și sosit numele pe sârmă. Da, da, pe sârmă. Ce crezi dumneata? Toate bune și frumoase cum le tălmăcești dumneata, Neică Zahariu, dar nu,
Non e frică de trădare. Nu din partea dumitale. Nu din a dumitale. Dar din a cui? Din a cui. Știi dumneata din a cui? Să n-am parte de joiții, ca dacă știu. Estimabile, prea te faci, nici n-ai dăm voie. Uite ce e noi, că Zahario. Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față. Dă-le, dă-i, o să vedem. Păi ți-a spus că mi-e frică de trădare. E! Hei! 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 Mi-e frică din partea amicului. Care amic? Care amic? Știi dumneata? Să n-am parte de joițică dacă știu. Iar te faci, niznai. Zău, zău. Din partea amicului Fănică. Cum? Din partea prefectului. Nu ne-e frică de că-și dă coatele cu Catavencu. Cu Catavencu? Cu Moftologul. Nu-i frică. Trădare? Da. Fănică trădător? Da. Ei, mamă. Asta mi-a plăcut. Nu mă așteptam. Ne-am procopsit. De noi? Ai spus să zică răbdare. Nu-mi dau voie, stimabile, mă înțelegi, nimă nu-i se bănuiască cât îi se puțin pe Fănica. Pentru mine, stimabile, mă înțelegi să vină cineva să-mi bănuiască nevasta, pe Zoiții. Îmi pare rău, Nică. Cât îi zică răbdare. Pentru mine să vină cineva să bănuiască pe Zoițica, ori pe amicul Fănică, tot una e. Eu un om cu care nu trăiesc de el, de-al altă el. De 8 ani. Jumătate de ani după ce m-am însurat a doua oară. De 8 ani trăim împreună ca frații. Și un minut n-am găsit de la omul ăsta atâtica rău. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăruiam eu și cu Joițica? Și la dreptul vorbind, Joițica a stăruit mai mult. Se înțelege, damele sunt mai ambițioase. Nu, e ambiț că nu era prieten pentru interesul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru? S-ar mai fi găsit, poate. Să-mi dai voie să nu te crezi. Un om independent care a făcut servicii partidului, județului, țării. Și mie mi-a făcut servicii, da. Și să veniți dumneavoastră tot din partid să-l bănuiți că să vă pronunțați cu asemenea cuvinte neparlamentare? Îmi pare rău! Îmi pare rău! Vă să zic că unde nu înțelege dumneavoastră politică, hop, numai decât trădare. Ne-a procopțit. Ce societate! Adevărat? Bine zice fiunul de la facultate. Unde nu ne mora, acolo, corupție și o societate fără politică, vă să zic că nu are trădare. Fănică trădător. Bravo! Frumos! Salutare! Salutare, stimabile! Ți-a plăcut, venerabilul? E tare, tare de tot. Solid bărbat! Uităm de rostul secretului, trebuie să mai așteptăm. Mai așteptăm până când să mai așteptăm? De seara la sfârșitul întâlnirii, parcă-l văd pe venerabil că se scoală tragic clopoțelul. Stimabililor, aveți puțin de grăbdare. Candidatul comitetului nostru este onor domnaie Catavencu. Nefiliștul și bravo sus și bravo jos. Și mâine și poimine, neneagiță polițaiul, aleargă până iese limba de un cot. Și ți-l toarnă pe domnul Catavencu, care ne-a înjurat și ne-a batjocorit de atâta vreme pe toate tonurile deputat a colegiului.
Și noi să stăm cu mâinile sâni peste poate. Ce să faci? Te joci cu puterea. Ce să fac? Batem o depeșă la București. La Comitetul Central, la Minister, la gazete, scurt și cuprinzător, tot are. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru Lividitul Catavencu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. E tare. Da. E prea tare, nu-i scălești. Trebuie să ai curaj ca mine, trebuie să-i scălești. O dăm anonimă. Așa da, o-i scălim. O-i scălim mai mulți membri ai partidului. Dar dacă ne cunoaște Slova la telegraf... Punem pe altcineva să o scrie. Pe cine? Păi trebuie să găsim pe cineva să vedea la telegraf. Haide, Brăzovănescu! Să nu păstim ceva! Stai curaj! Anonimă! Câte ceasuri sunt? 5! Haide de grabă! Între 5 și 6 fix să închide telegraf! Haide! Făcure și pe asta și tot degeaba. Am pus mâna pe domnul Casavencu. Dar m-ați mulțit voie să-i dau un flat, striga cât putea. Protestând numele Constituției, asta e violare de domiciliu? Zic curat violare de domiciliu, dau un flat-il. Și luau și un flat. L-am turnat la hârdăul lui Petrache. M-am întors acasă la el. Am căutat prin toate colțișoarele, am ridicat dușamele, am desupat urloaile sobii, am scobit crăpăturile zidului. Peste putință să dau de scrisoare. M-am întors la poliție. Da. L-am scotocit prin buzunare, peste tot. Nu e și nu e. L-am amenințat ca în poruncă de la corul fănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Nu, nu spune decât numai și numai cu anișoiții. Mă caut și nu o găsesc nicăieri. Aceasta nu e. Aici nu e. Iată tu. Uite bine că te găsesc. Stai mâna pe rejeitică și o vă căutam. Iță, ce-am aflat? Ce-ați făcut? Ați înnebunit? Adineori, când ieșeam de acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmi, ai călcat casa lui Casavencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție la arest. Cum ai făcut asta, Iță? Ordin verbal de la poliție. Unde-i, Fănica? Nu știu, îl caușor. Pentru ce ați arestat pe Casavencu? Ca să apucăm scrisoarea. Și ați apucat-o? Nu. Până îi verific, după cât am căutat și pe dânsușilor, e la casă, scrisoarea e ascunsă altundeva. Este mai nenorocit. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. Ce să zică la București guvernul când o afla că ați violat domiciliul lui Casavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor? După ce guvernul era asigurat că toate o să se petreacă cu bine și cu liniște. Cum o să mai poată rămâne fănică prefect, Ghiță? Mă, Jezic, o amintesc să vă spui. După câte amenințări am făcut lui domnul Casamincu, mi-a spus că în zadar mai stăruiesc și că la urma urmelor nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni, dar cu nimeni decât numai cu... Dumneavoastră. Cu mine? Da. Ghiță, du-te, dă-i drumul și roagă-l din partea mea să posească aici. Lasă-l. Nu, numai dacă conu fănică. Ghiță, dacă ții la tine, dacă ții la familia ta... Cum să nu știu, fără Jezic, cum să zice suflet? Du-te într-un suflet să nu-mi zi fără Casavencu. Da. Poartă-te bine cu el. Da. Ia-o, Virgea, și vină într-o clipă. Ascult. Ai venit? M-am dus. În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală
a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi, à bon entendeur, salut! Ce mai de făcut? Trebuie să alegem pe casa de cu numai în cap pe vorbă, numai de stat la gânduri. Cu Michel, ca el când ne ține la mână atât de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie. Fănică. Fănică trebuie să învoiască, trebuie. Și mai la urmă, Cațavencu poate fi tot atât de bun deputat ca oricare altul. Dar unde-i Fănică? Pe unde umblă Fănică? Unde o fi Fănică? Pentru ce ai făcut-o? Pentru ce? Pentru că tu mă întrebi pentru ce? Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență! Dar se poate atâta nebăgare de seamă, atâta distracție, o scrisoare de amor, să o arunci în neștire, în buzunar la oaltă cu Batista și să o pierzi ca și cum ar fi o hârtie fără importanță? Ce Dumnezeu, ești femeie în toate firele. Nu ești un copil. Atâta distracție nu se mai pomenește nici în romană, nici într-o piesă de teatru. Păi așa e, Fănică, judecă-mă. Așa e, am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă, dar acum trebuie îndreptată, Fănică. Fănică, dacă mă iubești, dacă ai ținut-o măcar un moment în viața ta la mine, scapă-mă. Scapă-mă de rușine, tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intriginoasă n-ar fi o nenorocire, dar pentru mine, Fănică, gândește-te! Păi tocmai de asta am pus mâna pe domnul Cațavencu! În zadar, Fănică! Cațavencu poate muri azi, mâine gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră, Dumnezeule! Cum o să-și mai smulcă tot gazeta, cum o să mă sfârșe, cum o să râză! O săptămână, o lună, un an de zile, Fănică, nu o să vorbească decât de aventura asta. În orășelul ăsta unde bărbații și femeile și copiii nu au altă petrecere decât bârfirea, fie chiar fără motiv. Dar încă am un motiv. Și ce motiv, Fănică? Ce vuie, ce scandal, ce contentă. Și un lucru ăsta, Fănică, ce să fac? Să mor, dacă voiești, pentru că eu după asta nu mai pot trăi, Fănică. Pentru ce, dacă nu mai ai altă scăpare? Zoie, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă. Zoie, să fugim împreună. Fănică, tu ești nebun? Da, Zaharia, da poziția ta, da scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre. Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut? Da, da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cațavencu. Este puțin. Să-l alegem. Niciodată. Trebuie. Odată cu capul tu te gândești la ce spui. Iată pe ce depeș am pus mâna. A adus la telegraf bețivul de Canaria, care a găsit scrisoarea pe depeș anonim. Ia, trădare, prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nihilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la colegiul al doilea. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Nu. Nu orice s-ar spune, nu se poate să-l sprijinim pe mizerabilul. Nu. Nu trebuie să căutăm, să găsim al mijloc. Nu, al mijloc nu văd, al mijloc nu este. Atunci. Lasă-mă, nenorocire, lasă-mă să mor de rușine. Omoară-mă pe mine care te-am iubit și care am jăsit tot pentru tine. Iată unde m-ai adus, iată cât plăteau. Fănică, m-ai adus la moarte pentru că eu mă omor înainte de izbucnirea scandalului astăzi, aici. Fănică, dacă am zis, dar dacă nimicurile tale politice tu le pui mai presus de viața mea, de onoarea mea, de rușinea mea,
Lasă-mă să mor cu siguranța că 8 ani de zile tu m-ai amăgit în fiecare minută și nu m-ai iubit niciodată, niciodată. Zoe, să vedem, să ne mai gândim. Păi, dar nu mai e vreme de gândit, Fănică! Fiecare minută care trece mă apropie de pe ele, trebuie să te hotărăști, trebuie! Păi trebuie, să mă hotărăsc! Adina Râniță, ne-am aflat de arestarea lui Casavencu, am alergat ca o nebună la redacție. Uite ce faiu scos comitetul lor. Înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta își joacă viața. Nu și-o joacă pe a lui Fănică, o joacă pe a mea. Pentru că încă o dată spui din două una. Ori tu mă iubești și eu trăiesc. Și atunci îți ai să peste putință cu casa vei cu trebuie să încedezi. Ori nu. Și atunci mor. Și dacă tu mă lasi să mor, pe ce-i muri? Da! Nu voi să mor până nu voi fi luptat cu toate împrejurările și am să lupt. Și cu tine am să lupt om ingrat și fără inimă. Cu tine trebuie să lupt, pentru că acum tu ești piedica mai grea care mă împiedică să-mi capăt iarința. Sunt hotărâtă. Trebuie să biruiesc tot și pe tine. Așa de hotărâtă sunt încât adineori am poruncit lui Ghiță să se ducă să dea drumul lui Casavencu să-l poftească aici din partea mea. Femeie bună, ce-ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Casavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scap, atunci eu care voi să scap, îl sprijin eu. Îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Casavencu, bărbatul meu cu toate voturile lui trebuie să fie pentru Casavencu. În sfârșit. Cine luptă cu Casavencu, luptă cu mine. Haide, Fănică. Luptă. Drobește-mă. Tu care ești cel că mă iubește. Să vedem. Nu, Fănică, lasă-mă. Fănică. Nu, Fănică, lasă-mă, Fănică. Poftiți, coronicule, poftiți. Sărut! Și zău, să pardonați în considerația misei mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie? Dumneavoastră știți mai bine ca mine, așa e polițaiul, tată să-ți fie, trebuie să ridici, ridici. N-ai ce face misie. Da, vreau să... Pardonați. Îmi pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția, că... Păi, într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument. Păi nu brațul care lovește, voința care ordonă. E de vir. Eu am scris chiar un articol în privința asta. Nu știu dacă l-ați citit sau... Trebuie să-l fi citit, Domenicule. Eu, gazeta mea, să citesc Evanghelia. Totdeauna. Să nu vă uitați la mine că... Ecu... Pentru misie. Altele... Am eu sufletul meu. Dar de n-ai ce faci. Familie mare, cu renumerație mică. Dar și în sfârșit, cum ar fi posibil martiriu dacă nu ar exista călău? Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Eu am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el, nu mă pot așa de ieftin compromite. Eu am venit aici, chemat de doamna Trahanache, pe dânsa voi să mă... Mai e vorbă cu oamenii, cu lebă, cu oamenii joițica, bă, dumneai, cu nu fănică nici noi, și vă rog să luați loc. Eu mă duc să-i spun cu oamenii joițica, zic. Dar pot să-i adaugi, chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița în care m-a aruncat disgrația dumneai. Ascult. Mare pisicheră. Strașnic prefect ar fi ăsta.
În sfârșit capitulează. Păi se putea altfel. Iubitul, scumpul, venerabil. Nenea! Zaharia, parcă l-auzi de seară, proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmane, parcurii. Scopul, scuză mijloace, l-a spus nemuritorul. Ce? Gambeta? Amabilul fănică trebuie să facă venin de moarte. Păi cu atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile, cu atât mai rău pentru el. Mă arestează? Păi cu atât mai bine pentru mine. Coana Joițica mai cu minte ca toți mă cheamă. Iar eu, politicos, iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. N-ai ce-i face mâna care îți dă mandatul, a? Da, e Coana Joițica, nu vă spă Coana Joițica. Sărut! Tipătescu. O preferam pe ea. Ține-mă, Doamne. Stimabile domn, scuzați-mă dacă mă prezint la dumneavoastră astfel, într-un mod neregulat. Trebuie să vă spun că am fost adus aici, din arest, de către polițaiul domniei voastre, după ordinele... Pe altfel nici n-aș fi venit. Pentru că mi se spusese că sunt chemat de... Impertinent. În fine, dacă sunt aici prizonier, rămâi. Dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult, eu mă retrag în data. Iubite și stimabile, domnule Cațavencu, nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare pretenție de seriozitate să mai încapă astfel de meșteșuguri și rafinării de manieră, astfel de tirade distilate, când situația lor este așa de limpede. Eu sunt un om care îi place să joace pe față. Să-mi dai voie să-ți spui ceva. Ia poftim, poftim de. Să fiu cu minte. Ce bine că e Zoe alături. Stimabile, domn, dumitale îți place să joci pe față? Primesc. Eu află că mie îmi place să joc scurt. Scurt! Situația dintre noi o putem dezlega numai decât. Bine, poftim, poftim. 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 Astfel, dar, onorabile domn, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pasă, posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii. Da, mă iartă că te-am ofensat. Iată, voi fi și mai scurt. Dumneata, ești un om practic. Dumneata, posedezi un lucru care îmi trebuie mie. E bine, eu vreau și zic, mă rog, onorabile domn, ce-mi cer dumneata în schimbul acelui lucru? Cum nu știi? Nu, nici măcar nu vă dăm gând, așa, ha? Nu, de-aia întreb. Da, păi, stimabile, domn, un om politic... Adică dumneata? Dă-mi voie, domn. Un om politic trebuie mai ales niște împrejurări politice ca acelea prin care trecem. Mă rog, onorabile domn, încă o dată, ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt. Păi, dacă este așa, dacă dorești scurt, păi iată, voi să nu mă combați, domnule, ba chiar ceva mai mult, să-mi sprijin candidatura. Candidatura dumitale? Mă rog, onorabile domn, nu ți se pare că cer prea mult? E, atunci dumneata care pui întrebarea, dumneata care cer schimbul, trebuie să răspunzi. Nu, spune, nu ți se pare prea mult? Ce zici? Nu,
Dacă s-ar retrage comitetul permanent și am rezervat un loc pentru mult iubitul domn Cațavencu. A, e un nimic, stimare. Dacă în postul de avocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu. Puțin, onorabil, puțin. Dacă în locul de primar vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Niculae s-ar numi tot nenea Cațavencu. Da, voi, stimabile! Un om politic trebuie, este dator! Mai ales în niște împrejurări politice, ca acelea prin care trece patria noastră, împrejurări de natură, a fost o mișcare generală. Mișcare ce, dacă luăm în considerație trecutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru, de-abia ieșit din... Să lăsăm frazele, nene Cațavencule. Astea sunt bune pentru gură cască. Sunt eu omul pe care dumneata să-l îmbeți cu apă rece? Haide, spune, unde să fie? Bărbătește, ce vrei de la mine? Ce vreau, Păi știi bine ce vreau. Vreau ceea ce mi se cuvine, după o luptă de atâta vreme. Vreau ceea ce merit. În orașul ăsta de gogomani în care eu sunt cel de tăi. Între fruntașii politici, vreau... Ce vrei? Vreau mandatul de deputat. Iată ce vreau. Nimic altceva. Nimic. Mi se cuvine, domnule. Te rog, nu mă combate. Susține-mă, alege-mă. Poi mâine, în momentul în care voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul acela vei avea scrisoarea pe onoarea mea. Pe onoarea ta? Și dacă nu pot să te aleg? Păi pot. Și dacă nu voi, zic că nu voi să te aleg. Păi trebuie să vreau. Uiți că nu e bine să te joci cu un om ca mine astfel. Nu. Nu! Nu voi să te aleg! Trebuie să vrei. Nu! Trebuie să vrei dacă ții câtuși de puțin la onoarea... Mizerabile! Canalie nerușinată! Nu știu ce mă ține să nu zdrobesc capul! Mișelule! Trebuie să-mi dai acest scrisoarea! Trebuie să-mi scrii doar scrisoarea! Părinte! 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 Omoară, bambino! Michel, Michel, scuze eu pentru momentul de iuteală care l-a făcut pe Pănică să uite de... Nu ca scuze, doamnă, eu trebuie să ies de aici numai decât. Eu nu mai pot rămâne o clipă într-o casă unde este viața îmi primește. Dom'le Cațavencu, nata ești un om cu minte, un om practic. Vitale ți este indiferent de la cine ți-ar veni, a ceea ce trebuie așa de neapărat. Nu înțeleg. Ai cerut în schimbul scrisorii de care e vorba mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea dumitale că poimine când ai fi proclamat, vei da scrisoarea celuia ce te-ar face să fie ales. Ei, eu te aleg. Eu și cu bărbatul meu, mie să-mi dai scrisoarea, primești? Primesc, deci... Înțelegi că atunci când luptând cu tine voi căpăta înapoi scrisoarea tot, dar tot Fănică va fi sprăvit între noi doi. Așadar, suntem de plin înțeles, domnule Cațavencu. Da, madame, te de plin, dar... Haide, Fănică, hotărăște-te. Fănică, poți fi tu dușmanul liniștii mele, Fănică? E, hai, Fănică, hotărăște-te odată. În sfârșit. Dacă vrei tu, fie. Întâmplă-se ce s-a întâmplat. Domnule Cațavencu, ești candidatul Zoii, ești candidatul Uniunea Zaharia, prin urmare și al meu, poi mâine ești deputat. Voi mâine veți avea... Nena! Zaharia! Venerabilor! Repede, repede, ascundeți-vă amândoi, nu trebuie să mă vadă... Și domnul topul de fecior mi-a spus că Zoie și Panica sunt aici.
nimeni. Nimeni. Era să uit. Dragă Fănică, te-am căutat. Mă întorc peste jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire. Așteaptă-mă negreșit, nu ieși, ai puțintică răbdare. Trahanache! Acum să dăm noi de căpătâiile tinerului iubitului nostru, domnul Cațavencu. Blestemată politică! O clipă să nu ai face! Suntem în liniște. Eu mă duc la telegraf să anunț la București candidatura dumitare. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seară la întrunire să fii cu tact. Trebuie mult tact! Asta e ghițe, e semnalul lui. Iar! Da, iar eu! Omul am venit meu pentru istoria de care am vorbit azi dimineață. Ei, ce fac eu? Ia ca mâine începe, eu pentru cine votez? Bine, pentru cine, pentru cine? Mai lasă-mă în pace, cetățene, ai ajuns de resuferit. Votează pentru cine poftești. Bine, eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba pe pofte, na? Dar lasă-mă în pace, administrația nu voiește să te influențeze cât uși de puțin pe nimeni. Ba, pardon, dar fi mă, mie îmi pare din contra că într-un stat constituțional, mai ales într-un stat tânăr ca al nostru, administrația ar trebui să mai... Ha, onorabilu! Nu se vedea sluga! O mine de-am face! Și mă lucrați, ai, de-i cuvere, de-i cuvere, nu pentru cine s-au obrazi, pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea. Bravo, domnule, n-ai un om, haide să te... Ești mă! În sfârșit, cetățene, lasă-ne cu binișorul, lasă-ne! Ce poftești de la mine? E, bă, nu ți-am spus ea că mâine începe, eu pe cine aleg, pentru cine e? Domnul Naie Cațavencu. Ha! Nu mă nebunic ca vețesc! Domnule, ca să avem colegi. Pentru că ești vicios. Nu mă împinge ca vezi. Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar, să-ți fure scrisoarea. Ei, nu face nimic, poate mai găsim alta. Lasă-mă să vorbesc. Pentru că ești alegător. Nu. Bețiv, vicios, păcătos. Pentru că uite, uite, nenorocitule, și acum ești băut, ești turmentat. Aș! Miroși care de-o poștă. Ăsta-i mirosul meu naturel. E miros arom? Hei, bravo! Vrei miros agas? Pentru toate astea trebuie să-ți dai votul lui onorabilul domn Cațavencu. La așa alegător, mai bun ales nici că se putea. Bănică! A ironic, da, pentru domnul Cațavencu lucrăm noi. Pe domnia sa noi îl sprijinim. Pe domnul Cațavencu să-l alegeți dumneavoastră. Și nu îl sprijinim de silă, nu. Îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetățean al nostru. Dar sunt calm. Pentru că dumnealui nu este ca alții, Michel, pentru că nu e ca alții, canarie, nu e ca alții, infam! Pentru că, încă o dată, la alegător ca dumneata cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant ca domnul Cațavencu. Onorabilul domn Cațavencu! Ce răutăcios! Ia că trădarea când îți spuneam, venerabile! Hai, hai, duce-mi ce calendare! Lăsați-mă în pace cu toți! Te lăsăm, stimabil, a merge la București! Vă spune tot! Duceți-vă la dracu! La ziare! La comitet electoral central! La guvern! O leacușcă vețesc! Ce e panică? Nu mă întreba cu bine, Neică Zahariu. Nici o vorbă, nene, trebuie. De nene, ce? Dacă mă iubești acum tăcere, spun pe următor. Ce? Dați-mi voi, nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere față cu altele locuri decât onorabilul domn Tipătescu, prefectul cel mai onest. Da,
cel mai integru, da, cel mai credincios. Firește. Să-mi dați voie să vă spun că toate zbuciumările astea de dumneavoastră sunt numai și numai chestii personale. Oricând vin niște persoane ca dumneavoastră, care vă zică și insulte. Bravo! Chestii de tarabă, onorabile, dar aver de clopotniță, stimabile. Alegătorii vor vorbi. Alegătorii vor vorbi? Da, alegătorii vor vorbi. Da, da, noi vom vorbi. Care frică? O depeșe FP urgentă. O depeșe? Da. Cu orice preț, dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Dandanache. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultimă chestiune de încredere. Na. Nu se poate. Na, 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 na. Nu se poate? Vom lupta contra oricui? Vom lupta contra guvernului! Da, nene! Vom lupta contra guvernului! Vom lupta contra guvernului! Da, da, vom lupta contra... Na, 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 na... Eu nu lupt contra guvernului! După ce am vorbit, dar, din punctul de vedere istoric... Aveți cuvântul, stimabile, dă-i înainte. După ce am vorbit, dar, din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. Parol? Numai dacă te ține de vorbă, stimabile. După ce am vorbit, dar, din punctul de vedere istoric și din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. La anul 1821, fix... Păi dacă ne întoarcem iar la anul 1821, fix, ne-am procopat. La una mie, 821 fix! Aveți puțin ce răbdare, venerabile, domnule prezident, ceasurile sunt înaintate, mai sunt și alți oratori. Onorabilul nostru domn orator a promis să fie cât se poate mai scurtă. Păi ce fel de scurt este asta? Să o luăm a două oară de la 1821, a? Dați-mi voie! Stimabile, eu gândesc că nu ar fi rău să sărim la 48. Mai bine la 64! Da! La 64! La plebicit? La plebicit! Domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul. Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul... Stimabile, dacă mă iubesc, am atât. Hai să trecem la plebicit. La plebicit! Dar, domnule prezident... La plebicit! La plebicit! Ce ziceam, dar? La 1864 vine, mă înțelege, ocasiunea să se pronunțe poporul printr-un plebicist. Să vedem însă mai înainte. Să ne dăm seama bine de ce va să zică de ce este un plebicist. Știm ce este plebicistul. Mersi de explicație. Nu te dați voie! Important, arzătoare,
la ordine, de la veți muci de cărătate. Să se pronunțe poporul! De înainte, stimabile, aveți cuvântul. Când zicem dar 64, zicem plebicist. Când zicem plebicist? Ai luat de deasupra, când ai luat? Zicem 64. Știm. Oricine de noi știe ce este 64, să vedem ce este plebicistul. Plebicistul? Aici nu e vorba de plebicisti, mă. Dați-mi voie, mi se pare că atunci zice 64 și să nu căutați. Au încercat măcar să mă combateți, vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele și-au un 64 al lor. Lați-vă că aici nu e vorba de plebicisti. Domnule prezident, de unde și până unde 64 chestii arzătoare la ordine? Păi dacă nu mă înșel, suntem în anul de grație 1883. Păi ce are a face? Vă rog, chemați pe onorabil orator la ce spune? La ce spune? La ce spune? La ce spune? Stimabile, hai să lăsăm plebicistul. Hai să trecem la ce spune. Domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul, eu cred că ar trebui. Nu trebuie! Vă rog! Ajungem! Dar... la chestiunea revisiunii Constituțiunii și legii electorale. E așa, da! Dați-mi voi! Acum aveți puțitică, răbdare! Și legii... Scurt, stimabile, dacă mă iubesc, dorința adună... Vă rog, dați-mi voie! Știți care este opinia mea în privința revizuirii? Nu! Spune! Hai să vedem opinia lui domnul Parcur! Opinia mea este aceasta! E vorba de revizuire, da? Atunci iată ce zic eu! Și împreună cu mine trebuie să se zic asemenea toți aceia care vor să cază la extremitate. Adică, vreau să zic, da, ca să fie moderați, adică nu exagerez, prezentul și trecutul țării să fie ori prea prea, ori foarte foarte. Încât vine acea ocazie să ne întrebăm pentru ce? Da, pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel? Care lovesc societatea? Adică, fiindcă, din cauza zguduirilor și idei subversive și mă înțeleg mai sfârșit, pentru care în orice ocaziune solemne a dat prove de tact, vreau să zic într-o privință, poporul, națiunea, România, țara, în sfârșit cum o simt, pentru ca Europa, cu un moment mai devreme, să vie și să recunoască de la care putem zice de pandă! Precum dați-mi voie la 48, dați-mi la 21, la 34, la 54, la 64, la 74, astfel și la 84 și la 94 și etc. Pentru că ne privește, ca să dăm exemplu, chiar surorilor noastre de ginte latine, însă... Dați-mi voie, termin îndată, mai am. Două vorbe de zis, iată dar opinia mea, din două una dați-mi voie ori. Ori. Ai ori? Ori. Să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici pe acolo, și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși. Am zis!
Mariu? Da, ce? Cu Ruperică, Coana Joizica. Ei, ce? Sunt din coace în cabinet, vă așteaptă numai decât să poftiți acolo. Nu poți să las prezidenția, să ai bucurții de cărătare. Trebuie numai decât suspendați. Ha? Suspendați! Stimabilă, onorabilă adunare, după discursul important pe care l-a ținut respectabilul nostru concetățean și avocat, domnul Parpini, să suspendăm ședința pentru 5 minute. Așa, da. Ei, cum să-l trimiți în cameră, nene băstimabil? Eu nu zic, el are idei, opinii, da, lui, și o respect idei, numai să fie sincer. Și el e sincer. Știți că o respect la orice opiniune, dar să-ți vină stimabil cu idei învechite, cu opiniuni, ruginite, să te sperii mereu cu Europa, cu zguduiri, idei subversive, pe asta nu mai merge. Asemenea idei nu le respect. Să-mi dăm voie să-i o spui. Nu, nu. N-ai înțeles ce susține Marturic? El susține că după istorie, de-aia se teme el de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte latine. Ce? Ne-a zis? A spus-o chiar el? A zis-o? Surorile noastre de ginte latine. Voi, dascăle, sunteți băieți buni, dar aveți un mare cusur. Cum vă vorbește cineva de istorie, gata, să-i spredim. Apoi, dacă e vorba de istorie, ce te învață istoria mai întâi și întâi? Că România de la Traian. Da. Că, adică străbunul nostru. Ce e străbunul? Ce nostru? Vezi că nu știți nimic? Bun. Mai întâi și întâi, istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte, stă pe loc. Ba chiar mai mult, el dă înapoi, pentru că legea progresului este așa, că cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi mai departe. Bravo! 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 Progres fără conservațiune, când vedem bine pe Europa... Ei, nu voi să știu de Europa, dumitare! Eu voi să știu numai de România! România! De România! Progresul, stimabile! În zadar veniți cu gogorițe, cu invențiuni antipatriotice, cu Europa... Ca să amăgeți opiniunea publică. Mi se pare că altcineva amăgește opinia publică. Dar nu voi să știu ce zici dumneata. Bine că nu vrei să știi, nu-ți vine la socoteală. Păi să-și fază de trebile ei, Europa. Păi ce noi ne amestecăm în trebile ei? Nu, n-are prin urmare drept să se amestece în trebile noastre. Păi, dumneata, ești avocat, ești confrat cu mine. Dar sunt avocat, dar nu sunt confrate cu dumneata. Păi cunoști ca și mine principiile de drept, nu fiecare cu al său, fiecare cu trebile sale. Păi oneste bibere. Dar de onest n-ai încotro. Ascultă, onorabile, de ce mă prigonești dumneata pe mine de la o vreme? Și ai cu mine, stimabile, suntem în fața alegătorilor, nu în catetică. Dumneata, o să spui candidatura, o știm. Eu ți-o declar deschis, că o pui pe mea. Păi lupta electorală, stimabile, știm cu toții că lupta electorală este viața popoarelor. De ce te revozi dumneata împotriva adevărului, hai? Împotriva dreptului. Hai! Oneste bibere, stimabile! Scutește-mă cu mofturile dumitale, onest dumneata, pe de-o parte rândul carpaților, pe de-altă parte chivenii sala confaților, pe de-o parte opoziția la toartă, pe de-altă parte teșcherea la buzunar! Urlă târgul, domnule! Ia nu se face să mă răbuiesc cu dumneavoastră lui! Adică noi nu știm, nu vedem, ori suntem! Dumneata, ești candidatul prefectului! Ia! Yeah.
eu sunt candidatul grupului tânăr, inteligent și independent, onorabil nostru domn prezident. Dar unde e onorabil domn prezident? Va proclama pe cât se pare seara asta pe candidatul propus de comitetul dumneavoastră, ori eu. Dacă voi avea onoarea să mă agreieze și comitetul dumneavoastră, deci al dumneavoastră, nu mai este comitetul nostru, este al dumitare. Poate dacă fi comitet! Oi, dumneata nu mai este al comitetului. Eu nu mai sunt al comitetului, eu! Care a susținut odora partidul și dumneata care l-ai jurat de una, ești! Da, măi! Ce voie! Ce voie! Vei cu montologii, cu economii, cu scavatorii, ca să tragi numai pe spoare, cu dascarii mea dumitare, cu montagii dumitare! Domnule, retrageți cuvântul. Cu grupul inteligent, independent, impertinent! Amici, puțin că răbdare. Cum putem să punem noi candidatura unui plastograf? Bine, frate, plastograf, așa e, dar până să bagi lumea de seamă, să-l tragem în judecată. Ne facem de râs prin tribunale, nene, gândește-te. Ei, nu. Dacă ar fi numai un aia cu scrisoarea ta către politică, înțeleg, pentru politică, unde e în joc interesul țării, ca oricare român, a încercat omul ca să te cortezi, adică că te știe că ții la onoarea politică, ca prieten, ce e? A făcut plastografie. Se înțelege că a făcut. Da, săranță. Păi dacă umblă el cu machia de lucru, să-i dau eu machia de lucru. Martoră-mi, maica, precisă că să n-am parte de joițică, că ești de față, uite să spui. N-am umblat în viața mea cu diplomații. Dar dacă e vorba să facem pe ezuitul ala Meternistul, să-i dau eu neică. Dar nu pricep neică, Zahariu. Nici eu. Aveți cum să zică răbdare. Asta tot pentru politică e? Girurile astea două cu care onorabilul domnul Naie Cazabencu a ridicat 5.000 de lei de la societate sunt tot pentru interesul țării? Suntem scăpați! Scăpați! Dacă spuneam eu să ai puțin tică răbdare că l-am prins cu alta mai boacă... Nică, Zahariu, candidatul nostru este domnul Agamiță Dandanache. E frică! Nu mai avem nicio grijă. Dă-mi scris pe Gagamiță ăsta să nu-i uit numele. Iată. Agamiță Dandanache. Mă duc să deschid ședința. Anunță candidatura, pe urmă ridică ședința și vin să mergem la preferanță. Te așteptăm. Ți-am dat poliția lui Cazabencu. Să nu pierzi nicio grijă, negă, Zahar. Eu nu pierd scârtiile de pre... Importante, ajutoare la ordinea zi. Domnule prezident, vă rog, cerusem și eu cuvântul. Da, da, stimabile. Aveți cuvântul, poftiți la tribună. Bravo!
amabili concetățeni, fraților, iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat, dacă emoțiunea mă apucă așa de tare, suindu-mă la această tribună, pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România, la fericirea ei, la progresul ei, la viitorul ei. Bravo! A făcut o imputare și sunt mândru de aceasta, mă onorez, a zice că o merit, mi s-a făcut imputare, că sunt ultra progresist, că sunt lider schimbist, că voi progresul cu orice preț. Ei, da, de trei ori, da, așa e! Voi progresul și nimic alt decât progresul pe care politica, bravo, economică, bravo, socială, bravo, administrativă, bravo, și bravo! Domnule președinte, eu nu mă tem de întreruperi, puteți, domnilor, să... întreruperi. Eu am tărie opiniunilor mele. Și finanțiară! Bravo! Bravo! Da, suntem ultra-progresiști. Da, suntem indeschimbiști. Ori, conduși de aceste idei, am format noi aici, în urbea noastră, aurora economică română, societate enciclopedică cooperativă. Așa e, da, așa e! Societatea noastră are drept scop să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voi să vă spun, din punct de vedere economic, stăm rău. Bravo! Industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. E societatea noastră, dar noi ce aclamăm noi? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră. Așa e! Nu mă tem de întreruperi. În Iași, de exemplu, permiteți-mi această mică digresiune, este tristă, dar adevărată. În Iași nu avem niciun negustor român, nici unul. Și cu toate astea, toți paliții sunt jidari. Păi, dar explicați-vă dumneavoastră acest fenomen, acest mister. Dacă mă pot pronunța astea. Ce zice societatea noastră? Ce zicem noi? Iată ce zicem noi. Această stare de lucruri este intolerabilă. Până când să n-avem și noi faliții noștri. Păi Anglia și are faliții săi. Franța? Fraților! Right,
Iată ce spun statutele societății noastre la capitolul 1. Se formează în urmea noastră o societate enciclopedică cooperativă cu numele de Aurora Economică Română. Scopul societății este ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu! Domnule prezident, rog să nu fiu întrerupt. Parcă ziceai, stimabile, că întrerupere... Păi bine, dar... Da, da. În sfârșit, nu întrerupeți, mă rog. Ziceam, dar... Ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu să da! Ce? Ce ești, dumneata, stimabile? Mă cunoaște, domnule! Ce? Ciocopelica! Ciocopelica! Comportative! Economie! Societate care va să zică! E turmetat? E dur! Sunt membru! Trebuie să lucrăm, domnul Cazaden, cu ordinul conu Fănică. Eu sunt la ușă, când o-i tușit de trei ori, dumneata Procan, candidatul și-i de potiță. Da, bine, bine. Când o-i tușit de trei ori, dumneata, s-o simt încă oamenii. Da, da, da. Stimabile, poftim la tribună. Fraților! Ne-am dat afară! Ia iertă-mă, fraților! Să lăsăm să gonească din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător! Stimabil, fiindcă orele sunt înaintate... Dați-mi voie! Fiindcă unii de domnule alegători au început să plece, ar fi bine, cred, mâine fiind alegerea, că chiar acum să rugăm pe onorabil orator să-și întrerupă un moment discursul. Să aibă puțintică răbdare pentru ca să proclamăm numele candidatului pe care îl susține comitetul nostru. Primez cu mulțumire, domnule prezident, numele candidatului. Numele candidatului. Stimabile, candidatul pe care îl propune comitetul nostru este domnul... Naiața! De casa. Este domnul... Domnul... Agamiță Dandanache! Acela care falsifică numele candidatului odată dată hotărât, acela care uită, care trădează interesele lui și ale familiei sale, dumneata! Apoi, ai puțin de cărăbdare, mă scoți din țățin! Eu, falsificator, pe mine cetățean onorabil, pe mine om venerabil să vie într-o adunare publică să mă... Falsificator? Cine? Cine? Un plastograf patentat! Fraților! Domnilor, un moment onorabil, concetățeni! Am vrut să acopăr o rușine care se petrece de atâta vreme în sânul orașului nostru. Am vrut să cruț opiniunea publică de o rușine scandaloasă astăzi însă. Am fost atât de crud, lovit în dignitatea mea, încât nu mai pot tăcea. Acest domn venerabil,
acest cetățean onorabil, domnul Zaharia Trahanache. Este atât de naiv încât crede că-i plastografie un document holograf. Unde? Unde poate să fie cațavă? Nu știu, a fugit, a murit, a intrat în pământ. Și pentru ce vrei să știi? Pentru ce să te îngrijești mai mult acum? Din contră, eu parcă nu mai am grijă. Zoe, gândește-te, de două zile oamenii noștri îl aleg pe Dandanache, pe care îl așteptăm din clipă în clipă. Am ordine să-i fac o privire strălucită. Și? De două zile va să zică, îl distrug pe Cațavencu și el nu e nicăieri. Pentru ce a dispărut, nu știu. Pentru ce nu publică scrisoarea, nu-mi pasă, destul că nu o publică. Și îl crezi tu pe Michelu capabil să nu o publice pentru altceva decât pentru că nu poate? Ce inimă, ce judecată ai, Fănica! Zoe, Zoe, nu fii copilă, Zoe! Tu nu înțelegi, tu nu simți! Peste câteva momente se sfârșește alegerea, se proclamă deputat al vostru Dan Danache. Sunt sigură, sigură că în același moment Michelu, care se ascunde și mă fundește din întuneric, o să-și împrăștie publicația lui infamă ca să-și răzbune. Atunci eu... Păi nu poate. Dacă faci asta, e pierdut? Păi dar ce-mi pasă după ce mă pierde pe mine? Fănică, eu n-aș voi să mă răzbun, eu aș voi să mă scapi. Iată culmea nenorocirii, Fănică. El nu știe că ai plastografia lui. El nu știe că dacă ar veni aici să primească schimbul celor două hârtii, ar scăpa și el și mă scăpa și pe mine. Te-ai vizit să joci cu Cațavencu și te-ai amăgit și mi-ai jucat viața mea, onoarea mea, rușinea mea și ai pierdut! Pentru că Zău e joacă mai bine decât tine! E joacă! Sau noi avem mai puțin noroc decât el? Cine să fie? Zoițico! Zoițico! Dă-mi voie să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache! Dandanache! Candidatul nostru! Adică ce mai candidat alesul nostru? Dar mâinile și domnul bărbatul dumnei? Nu. Eu sunt bărbatul dumnei. Dumnei este nevastă, acum am avut onoarea să vă recomand. Da. Și dumneavoastră? Și eu. Bărbatul dumnei. Eu... Zaharia Trahanache, prezidentul comitetului... Da. Sunt aici toate comitetele și comițiile. Mulțumesc. Da. Și domnul? Domnul Fănică Tipătescu, prefectul nostru. Amicul meu și al familiei mele. Îmi pare bine, domnule prezident. Și mie, numai puțin, onorabile, sunt încântat. Dar... Cu ce ocazie pe la noi? Cu ocazia alegerii, cu soarele, cu ocazia alegerii. Și m-a combătut opoziția și colo, și dincolo, și dincolo. Asta că rămăsesem eu, care familia mea avea 48 în cameră, rămăsesem, mă înțeles, fără colegi. Asta că am venit pentru alegere. Nu trebuia să vă mai deranjați. Fiindcă ce deranj, conița mea, dar știi, nu se păcea să nu face măcar act de prezență. Da. Se înțelege. Foarte bine. Da, degeranță destul, închipește, să vii cinci posti pe drum cu girza, hodoronca, și clopoței, cling, îmi țiuie grozav urechile, sunt atât de obosit de amestiți, nu s-a să idee conița mea, nu s-a să idee, domnule prezident, de cusorule, nu s-a să idee, domnule prefect, pui cusorule.
Adinaur am totit. Era să trag la hotel, dar birzarul... Cel pentru ce am venit. Mi-a arătat pe domnul prefect. Și încă mai râs, Pănică. Da, mă duceam pe la alege să văd cum mergem. Nu-i vorba de mers, mergem strună, dar știi, de obicei, ca un cap ce sunt al partidului, trebuie să fiu acolo. Bine că te-am găsit cu soarele, mersi. Da, Pănică, pentru cine mi-am pierdut eu liniște. Spune drept dacă nu era mai bun ca să avem. E simplu, dar îl prefer. Cel puțin este onest, nu e un mișel. Eu acum te las cu amicul Fănică și cu Zoițică. Da, da. Eu trebuie să mă duc la alegere. Peste jumătate de ceas se deschide urna. Trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă. Mergem la sigur, la noi opoziție nu încape. Suntem tari, tari stimabile. Nu o să ai majoritate. Nu mai spune, să nu te pămânesc vreun balotaj. Ai, au mai pățit-o și alții. Adică ai puțin tică răbdare, balotaj la noi? Nu, majoritate, unanimitate o să ai estimabile. Salutare! Salutare, estimabile! La revedere, Panică. La revedere, Nică. La revedere, Zoițico. Ana. Să nu mă aleg, nu mergea. Familia mea, ca de la patru soți în cameră, luptă și doi, și doi, și luptă. Și tocmai eu, acum, să rămâi pe din afară, fără colegi, nu se putea. Să-mi alegi din a ta cu meritele dumitale, era peste poate. Da, peste poate. Era cât pe ații să nu mă aleg. Să vă spui ce s-a întâmplat. Nu voia Comitetul Central și Patrie. Zicea că nu sunt marcant. Auzi, eu să nu fiu marcant. Am avut mare noroc, mare noroc am avut. Să vedeți. Într-o seară, cineva, nu spui cine, persoană însemnată, dar becher, vine și joacă la mine cărți. Când se plece, își uită pardesiul la mine. A doua zi, voi să-l îmbrac, gândeam că e al meu. Văd eu că nu e al meu, îl caut prin buzunare și dau peste ce te gânde. Peste? Peste o scrisorică. O scrisorică? De amor. O scrisorică de amor? O scrisorică de amor către becherul meu, de la nevasta unui prieten, nu spui cine, persoană semnată? Și? Băiete, atât de greu o birdă. Mă urc în birdă și mă duc la persoană, la becher. Nu spui cine, persoană semnată. Găsește, mă înțelegi, un colegi sau dau scrisoare la gazeta la război. Ha, ha, de colea până colea, gâri mâr, a trebuit să cedeze de conția mea și tronc de pez aici de cusorile. Cum e, Dan Danache, rău ai făcut. Fapta dumitale este să-mi dai cum să-ți spun. Asta e că am întors-o bine cu politica? Ha? Păi ce era să fac? Dacă nu venea gândul ăsta, rămâneam fără golezi. Și nu se putea. Familia mea care a dat bătă sopt. Și eu în toate camerele, cu toate partidele. Ca românul imparțial. Să rămâi, mă înțelegi, fără golezi? Da, se înțelege, vezi bine. Dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei. Care istorie? Scrisoarea. Care scrisoare? Scrisoarea becherului. Care e becher? Persoana însemnată, scrisoarea de amor. Arma dumitale politică cu care te-ai ales. Pe care voiai să o publici în războiul, dacă nu... Scrisoarea, da, scrisoarea. Am priceput scrisoarea, da, da. Ei, scrisoarea! Ce s-a făcut cu ea? Am pus-o la păstrare, dar fi la loc sigur. Nu i-ai înapoiat-o persoanei? Cum să înapoiez, colița mea? Păi iată, te alegi.
El și-a ținut cuvântul. Trebuie să-i o dai înapoi. Cum să o dai înapoi, Conița mea? S-ar putea să facă asta prostie. Mai trebuie și altă dată. La un caz, iar poc la gazetă, la războiul. E simplu, dar onest. Domnule Dandanache, am să vă fac o rugăciune. O să rămâneți la masă la noi. Vă rog, nu povestiți istoria cu scrisoarea. Dar știți, asupra alegătorilor ar putea poate face rău efect. Nu spune cu zorle, nu spun. Dar dacă uita, aminte la memorie bună, dar știi? S-ar putea amestite pe drum să uiți să încep. Îmi faci un semn. Eu la masă o să stau ori lângă dumneata. Ori lângă consoarta dumitale. Care consoarta? Doamna! Domnule Dandanache, pardon, doamna este soția domnului prezident al comitetului, domnul Zaharia Trahanache, domnul care v-a adus adineauri aici. Eu sunt Ștefan Tipătescu, prefectul județului. Eu cu doamna sunt numai prieten. Bine că mi-ai spus, da, da, asta e, bată-vă sănătatea să vă bată. Pardon, dar știi, am ieșit de pe drum, hodoronca, dronca, hodoronca, dronca, ciclopoței, îmțiu e grozav. Trebuie să duc de aici, am ții rău de tot. Domnule Dănache, nu vreți să vă odihniți, să vă liniștiți puțin? Da, da, dar unde? Poftiți cu mine. Da. Sunt așa de misit, Conița mea? Nu s-a dă idee. Misită, Și îl aleg pe domnul Agamiță Dandanache. Ia ca pentru cine sacrific de atâta vreme liniștea mea și a femeii pe care o iubesc? Unde ești, Cațavencule, să te vezi răzbunat? Unde ești să-ți cer iertare că ți-am preferit pe onestul domn Agamiță, pe admirabilul, pe sublimul, pe neicusorul, pe puicusorul Dandanache? Ah, ce lume! Ce lume! Ce lume! Ai auzit, Bănica? Ai auzit? Un nesfătă, domna Gamiță, care reușește, care triumfează, păstrează scrisoare. Ce trebuie să facă onestul Cațaven cu care n-a reușit, care își mușcă acum mâinile și mestecă turbarea și mochește din cine știe ce ascultă, doar mi-e groază să mă gândesc. Zoe! Unde-i Cațaven? Cu unde se ascunde șarpele? De unde o să-și împrăște el veninul asupra mea? Zoe, Zoe, fii bărbată! Nu mai pot. Vorbele lui Dandanache mi-au tropit toată puterea. Eu nebunesc de groază, Fănică, nu mai... Ghiță! 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 Ghiță, ce a publicat-o? Ghiță, nu mă chinui, dă-mi o să o văd. Ghiță, dă-mi-o s-o... Ghiță, dă-mi-o s-o văd! S-o văd, s-o văd, s-o văd, s-o văd! Ești nebună! Da, sunt nebună! Și ție trebuie să-ți mulțumesc pentru asta! S-o văd! Zoe, Zoe! Nu, Jessica, nu e nimica! Nu e nimica publicat! Răgnetul nici n-a apărut astăzi! După ce a fugit ca să avem cu descălimea, s-a apucat la ceartă! S-au bătut! L-a bătut pe popa prin L-a bătut? Nici vorbă să mai apară gazeta! S-a spart! S-a spart patitul de pandat! S-a spart! Am să vă spun ceva, secret acum numai decât... S-a spart! Păi nu spunea mie eu că... Da. Și Cațavencu? Nu, 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 găsit pare bine, că partea a intrat în pământ, zi-o. Ha! Ce era să uit? Să mai uitați în mâna, pare bine, că... Ministru! Ha? Liniște! Doar șapte în bărbă, cheamă la telegram, de-aia vă căutam așa de... La telegram? Da! Și mai vor de la mine, blestemată politică! Vă duc, în tot timp, dar nu disperă, nu suntem în tot timp. La revedere! Cum pot să iubesc omul ăsta? Conoșești? Ah! Ghiț,
să mai speria, du-te, ce vrei. Cunoșențico, e cineva. Cineva pe care o știți bine, dumneavoastră. Bine, 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 bine de tot. Așteaptă aici, ar dori să vă vorbească. Dar nu mai e dumneavoastră. De-aia l-am trimis-o pe unul Fănică la telegraf să rămâneți dumneavoastră singură. Nu e adevărat că îl cheamă miniștri, a mințit? Știu că o să mă ocărească, că o să mă bată, că l-am trimis la cai ders pe pereți, dar lasă-mă bată, lasă-mă ocărească. Nu este el mai marele meu? Nu e stăpânul meu, dar care mănânc pâine eu și 11 suflete? L-am mințit. L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră. L-am mințit, până de sigur. Îl primiți, da? Pe cine să primești? Pe cine vrei? Pe domnule Cațavencu. Cațavencu? Da? E aici! Du-te, Ghita! Du-te și cheamă-l imediat! Da! Domnule Cațavencu, la ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? Fănica are monopolița de cărugerul, le-ai plastografiat ca să ridici 5.000 de la societate, știi? Știu, madame Coare, știu, dar ce e de făcut? Ah, om nebun, ți-ai pierdut mințile, mai întreb ce e de făcut? Nu știi? Îți dau polița, scapă-mă să te scap, dă-mi scrisoare. Madame, peste putință. Eh? Scrisoarea dumneavoastră. Ce? Nu mai am. Păi nu se poate. Nu mai am. Minți. Nu minți, nu mai am. Nenorocitule, ce ai făcut-o? Am pierdut-o. De ce am pus să te omoare? Omoară-mă, madame, omoară-mă, dar nu e vina mea. Unde ai pierdut? Când? Acum ai pierdut-o? În scandal, în bătaia de-alaltăieri seara, de la întrunire, cine nu știu, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea aveam în căpșeala pălăriei. Vă zic că cu adevărat mi-ai pierdut scrisoarea? Da. Mi-ai pierdut scrisoarea și nu știi, nu bănuiești pe unde poate rătăci scrisoarea mea? Nu. Nu? Nu. Păi da, ești pierdut. Da. Ești pierdut. Eu poate să mai scap, că eu poate să mai scap. Dar dumneata, ești pierdut. Madame. Când te aresta Fănică, te-am scăpat eu. Acu te arestez eu și nu mai scap. Decât atunci când mi-ai găsit scrisoarea, că poate să mai noroc să o găsesc. Roagă-te la Dumnezeu să o găsesc. S-a întors jocul, domnule Cațavencu. A început să mai treacă norocul și de partea mea. Madame, madame. Nu te uita unde să scap la fotografii doveriți, nu mai au scăpare. Ghiță! 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 Eu sunt! Ce vrei? Pălăria mea! Pe dumneavoastră, coană joițică! Vedeți, bă, domnule, saltare onorabilă! Ce vreau eu, bine vreau eu, mă vorbă, o mie dă în pace! Eu, coană joițică, am găsit o scrisoare! Pe care lăsați-o pur onorabil, domn Cațavencu! Doamna! Las-o pe aia, am mai găsit una! Hai, du-te ce-mi pasă! Eu, coană joițică, o să vedeți, nu v-am spus tot! Eu, până să nu intru în politică, cum am zice, care v-a zică, până să nu devin negustor și apropiitor, am fost împărțitor la poște, vă cunoaște Cozaria! Uite odată și la cum îmi face! Ghiță! Ghiță! Și de atunci o dau scrisoarea după Andresa, dacă nu găsesc Andrisantul, scriu pe ea cu plaivază, Andrisantul necunoscut. Ori nu se află, ori mort fiecare după cum devine. Dar dacă găsesc Andrisantul, eu dau Andrisantului. Pune oară acum, eu am găsit la alte ieri în învălmășala de la primărie o pălărie. Miserabil. Da, asta și astăzi tot îndezând-o pe capul meu să o potrivesc, că era strâmtă, am vrut să-i scot căpșala ca să o mai lărgesc. Când că luăm căpșală, peste ce dau? O scrisoare. O scrisoare. Da, o scrisoare. Ei, nu mai mergem pe la o țuică, domnule, n-ai, eh? Dumne, dă-mi-o să o văd.
E de la colul Fănică, Andrișandru, sunteți dumneavoastră. Dom'le, de grabă dacă o ai. Oamna, am pierdut-o, nu mai m-am întâlnit cu onoranilor. Dom'le, dă-mi o sovăr. Nenorocitule, ți-ai aruncat norocul în gârlă, te făceam om. Nu se putea, domnule. Andrișandru cu domiciliu cunoscut. Domnule, ești un om onest, un om admirabil. Domnule, cum te cheamă? Spune. Ce nevoie să spui cum mă cheamă? Bunița mea, ea ca un cetățean și mă cunoaște Cozaria. Domnule, ce cer de la mine? Spune. Să-mi spui, mi-a dat coale Joițico pentru cine votez. Ia ca... Mai un sfert de ceas să închide alegerea, eu pentru cine votez? Pentru domnul Agamiț, Dandanac! Domnule Cațaven, cu tot mai poți vorbi? Și încă ironic. Ești tare drept să-ți spui. Coanu Joițico, e adevărat? E adevărat, pentru domnul Agamiț, Dandanac. E poate singurul adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața dumisale, e adevărat. Atunci mă duc să votez. Ah, da. Cum îi zice asta? Domnule Cațavencu, ești bun, mă rog, să scrii votul acestui onest cetățean? Te rog. Îmi dai voie? Agamiță Dandanache, bravo, domnule Cațavencu, ești un om de bună credință. Coane Joițico, am plecat să rămâneți. Lasă, lasă, Coaniță, lasă. Lasă, nu mai îmi pupa mâna ca să închide urna, la. Iartă-mă, iartă-mă. Hai scoală, ești bărbat, nu ți-e rușine, scoală. Iartă-mă. Ești un om rău, mi-ai dovedit-o. Eu sunt o femeie bună, am să ți-o dovedesc. Acum, domnule Lichita, puțin îmi pasă că ai vrut să-mi faci rău și n-ai putut. Nu te-a ajutat Dumnezeu pentru că ești rău. Și pentru că eu voi să-mi ajute întotdeauna, am să fiu bună ca și până acum. Madame. Nu tremura, pe parola mea de onoare e scăpat. Sărut mâinile, madame, de votamentul meu! Cu condiție. După alegeri o să fie manifestație publică. Dumneata o conduce. O conduc, de ce? Prezidez banchetul popular din grădina primăriei. Prezidez! Chefuiești cu poporul. Vai, dar chefuiesc de te... Ce să vii aici cu toții să saluți în numele alegătorilor pe deputatul ales? Da! Și pe prefect? Da! Ne-am înțeles? Da! Du-te, ia loc în capul mesei, fii zelos. Asta nu e cea din urmă cameră. Madame, madame, Trahanache, ești un înger. Mersi, ești prea galant, dar du-te de grabă. Mă duc să vedeți dacă nu m-o plăcea. Să rămâi, madame, să rămâi, madame! Mă trimite la telegraf pentru nimica? Ce însemnează? Îmi face farse? Și Zoe unde e? Zoe! Zoe!
aici, la noi, niște mamile. Au fost lupte, crâncene, s-au petrecut comedii mari, orice s-ar zice. Stați, frate! Infamii! Închipuiește-ți un Caragios, un Michel, ca să te influențeze pe Tipătescu, pe Fănică de... pe prefect? Că nu-i dat la prefect! Ori ca să-l îmbrăjmească cu mine și cu familia mea, să apucă și face o scrisorică de amor ca din partea lui Fănică, prefectul. Către nevastă mea, zvoițica! Și imitează slova băiatului, dar știi, să jur, să jur nu altceva. Închipuiește-ți plastografii. Nu mă nebunine cu sorule. La mine a fost cazul adevărat. Cum cazul adevărat? Scrisoarea era persoane. Da, becher. Cum becher? Adică necăsătorit. Cine? Nu spui cine persoană însemnată? Dacă ne-am pus piciorul în prag, ori colegi, ori războiul, trânc te pezi aici, necusor. Nu înțeleg. Ia mesete drum, că nu ți-a nici tot prefectul ăsta. Îi spui o istorie de două ori și el tot nu pricep. Nu-ți mai văzut. Domnule prefect, furtuna rea trece curând. Domnule Dandanache, într-un moment masa e gata. Tocmai îi spuneam domnului prefect și Nale îmi spunea... Domnului prefect, da? Păi, îți place Nale și noastră? Da, da, foarte deștept, deși mi se pare puțin cam șiret. Îmi spunea istorie de aici, cu alegerile, cu schizare, cu plastografia. Îi spuneam că la mine a fost cazul adevărat, cu becherul. Domnule Dandanache, mi-ai promis să n-ai să mai pomeniști de istoria asta. Când am promis? Ce-am promis? Când am promis? Ce-am... Da! Agamiță Dandanache, alesul nostru, să trăiască! Ura! În sănătatea legătorilor care au probat patriotismul și mi-au acordat asta! Cum este? Zi pe nume! Sufragelor! Iar eu, care e familia mea de la 48 în cameră, și eu! Ca românul imparțial, care vă zică cum am zis, să trăiască! Ura! Așa zi, așa zic că dai noștri, bravo! Stimabile, venerabile, domnule prezidente, în împrejurări ca aceasta, micile pasiuni trebuie să dispară. Aici mi-ai plăcut, bravo, să trăiești. În sănătatea venerabilului și imparțialului nostru prezident, Drahanache! Ura! În sănătatea coanii joițichii, credagă bună! Să mă iert și să mă iubesc! Pentru că toți ne iubim, dar toți suntem români, mai mult sau mai puțin onești. În sănătatea iubitului nostru prefect,
să trăiască pentru fericirea județului nostru! Ura! Cum îți vrea, părinte? Aveți puțintică rătare! Nu cunosc prefect eu! Eu n-am prefect! Eu am prieten. În sănătatea lui Pădică să trăiască pentru fericirea prietenului. Ura! Fraților, după lupte seculare care au durat și aproape 30 de ani, nu? Iată visul nostru realizat. Păi ce eram noi nu de mult înainte de Crimeea? Am luptat și am progresat. Ieri obscuritate, azi lumină. Ieri bigotismul, azi liberpansismul. Ieri întristarea. Azi veselia. Iată avantajele progresului. Iată binefacerile unui sistem constituțional. Curat constituțional, muzica!